Aria. Gata, dar să vedem, adică să nu cumva să bateți drumul degeaba, este sigur? Cățelușa Aria s-a pierdut pe marginea unui drum după ce a coborât din cușca amenajată în remorca mașinii pentru a se urca în fața alături de șofer. Stăpânul nu a realizat pe moment ce a făcut patrupedul, așa că a plecat lăsând-o pe Aria în urmă. De-abia peste mai mulți kilometri și-a dat seama că prietena necuvântătoare nu mai e în remorcă. Aria, hai, Aria! Îngrijorarea proprietarului era și mai mare pentru că în urmă cu o săptămână un câine lup fusese împușcat, localnicii crezând că e vorba despre un lup adevărat de pădure. Tinerii care au găsit-o pe Aria au adus-o la Sibiu cu mașina, dar au refuzat categoric banii oferiți de stăpânul cățelușei. Au acceptat doar banii de combustibil pentru drumul de la Pitești la Sibiu. Totodată, tinerii au fost cinstiți cu o bere pentru fapta pe care au făcut-o.